FCM Bacău a suferit o înfrângere umilitoare în deplasare la Petrolul Ploiești. Galben-albaștri au fost surclasați cu scorul de 4-0. Următorul meci al elevilor lui Gheorghe Păinaru se va desfășura pe teren propriu cu FC Snagov. La mijlocul unei săptămâni pe care au început-o cu o remiză în compania liderului Galben-albaștri, au fost surclasați la Ploiești. Gazdele au controlat jocul de la bun început și și-au trecut în cont prima ocazie în minutul 8, când Radcenco a țintit transversal acolo lovitură de cap din 5 metri. După o jumătate de oră, Petrolul a deschis scorul prin Budescu, care a expediat un șut la vinclu de la aproximativ 25 de metri. În minutul 35, FCM Bacău a mai încasat o lovitură odată cu eliminarea lui Vaju, trimis la cabine pentru cumul de cartonașe. Echilibrul meciului s-a rupt astfel definitiv. Petroliștii și-au extins dominația și au ratat numeroase ocazii de a mări diferența, iar în repriza secundă au marcat pe bandă rulantă. Radcenco a înscris pentru 2-0 minutul 47 și apoi tot el și-a trecut în cont dubla, cu 10 minute înaintea ultimului fluier. În minutul 86, nou-intratul Dimbi a stabilit scorul final la 4-0. Sâmbătă 24 aprilie, FCM Bacău va juca pe teren propriu cu FC Snagov.